Salutare tuturor, numele meu e George și am 30 de ani, sunt din Cluj. Am studiat tot la Cluj, Facultatea de Construcții de Mașini. Sunt inginer, deci, construiesc și repar utilaje industriale. Mă numesc Teodora Diana, am 31 de ani, sunt consilier juridic și sunt din Cluj. Și gata cu seriozitate. Îs clujeancă 100% cu accent și mândră de asta. Vărsătoare cu ascendent în gemeni, ceea ce înseamnă că sunt aerianul la pătrat. Îmi place despre mine să zic că strong, independent, perfect dream, perfect child soul woman, toate astea. Iubitoare de natură, iubitoare de frumos, de artă creativă, paradoxal cu partea pragmatică a profesiei. Ca și hobby-uri, pasiuni, în primul rând practic dansuri latino, salsa și bachata săptămânal, câte un pic și afro, kizomba, practic Krav Maga, arte marțiale izraelene pentru autoapărare, mă pregătesc pentru centura portocalie. Îmi plac drumețiile, îmi place sportul, îmi place natura, să ies în fiecare weekend în natură. Sunt pasionată de natură, iubesc plimbările în natură, iubesc drumețiile, inclusiv acestea sunt un punct de a-mi depăși limitele. Vara trecută am fost pe Moldoveanu și eram, bai, ce mă îndrăz de mine! Sunt îndrăgostită de lună, de stele, îmi place să merg cu cortul și nu în ultimul rând îmi place să dansez. Acolo l-am și cunoscut pe George în cadrul școlii de dans. Cum am aflat de Nomadia Bootcamp? S-am aflat de la colega de echipă. Eu eram plecat în țară, cu munca, în fabrică. Primesc mesaje de la ea, vreau să mă înscriu, nu știam despre ce e vorba. Am văzut până la urmă story-ul vostru și reel-ul vostru. Automat când am văzut natură, competiție, ok, și eu vreau să mă înscriu. Și atunci am pus întrebarea Teodorei. Teodora, tu te înscrii singură sau te înscrii în echipă? Și răspunsul ei a fost cu tine. Perfect, și așa am format echipa. Calitățile care mă recomandă pentru a câștiga Nomadia alături de George, bineînțeles, sunt energia, determinarea, ambiția, spiritul competitiv. Dar mai ales, un lucru pe care l-am învățat dintr-un alt bootcamp, este acela că mai importantă decât destinația este drumul. Și de ce? Pentru că e o experiență de care ne bucurăm, din care învățăm lucruri. Din punctul meu de vedere, fiecare om, fiecare experiență e o lecție și noi învățăm din asta și ne autodepășim și vedem cum e mai bine pentru noi, ne cunoaștem prin prisma asta și, bineînțeles, zâmbetul. Acum nu zâmbesc chiar atât de mult, că am emoții, dar de obicei zâmbetul e la purtător. Din punctul meu de vedere, calitățile care mă vor ajuta foarte mult Nomadia Bootcamp sunt ambiția, cărnicia, reziliența. Așa sunt învățat în toate activitățile mele, eu niciodată nu o să mă dau bătut în competiție, o să găsesc întotdeauna soluții, să comunic bine cu echipiera și să mergem înainte. Să mă susțin. Să ne susținem unul din celălalt. Să mă calmez. Ca și temeri, fobii, pot să recunosc acum că nu suport șoareci și șobolanii, dar sincer, cu ocazia Nomadia, poate că o să ne împrietenim și o să venim în relații mai bune, nu știm la ce probe să ne așteptăm, pot să mă aștept la absolut orice și ne pregătim pentru absolut orice. Pe lângă șefi, care nu sunt cei mai buni prieteni, dar conviețuim, pot să zic că mă tem să nu mă bată ceva în cap și să uit omul care am fost și omul care am devenit, pentru că sunt foarte mândră de punctul în care sunt acum. Și bine, mă tem de Dumnezeu. Noi suntem George și Teodora din Cluj și formăm echipa Paradox. Paradox pentru că suntem firi diferite, pentru că el este calm, eu nu, el este răbdare, eu o să vedeți voi acolo. Vă dorim să fiți voi. Să ne bucurăm cu toții la maxim de experiență. Și la final, cu siguranță, toți vom fi învingători. A, și... Pornim din dalul Clujului, să ajungem pe Valea Oltului. Ardelen style ne mișcăm, premiul îl adjudecăm. De mine, că am emoții.